Deci în cadrul Pajul, practic, am descoperit o prietenie și o oportunitate de colaborare care s-ar putea concretiza printr-un produs foarte interesant la sfârșit. Am început lucrul simultan, el în Bacău, eu în București. Am acoperit fiecare parte afectată și am făcut schimbul de pânze, urmând să completăm lucrarea. În seara asta vom dezveli a doua lucrare, care se numește 14 august în Irak. În această dată, la acea dată, a avut loc un atentat multiplu cu mașină capcană și a fost 522 de victime. În cadrul proiectului Puzzle prezint o temă la care lucrez de ceva timp. Este vorba de un proiect personal, fotografia de la ora 12. Practic în fiecare zi, la ora 12, fac o singură fotografie pe film cu un aparat pe care îl puteți vedea, un aparat mic, simplu, un domon. Ideea asta mi-a venit mai de mult, dar mă îngrozea oarecum ideea că trebuie să fac constant acel ceva zi de zi, să repet aceeași chestie. M-am gândit foarte mult până să ajung la varianta cu ora 12, m-am sfătuit cu niște prieteni și un coleg mi-a sugerat că poate fi interesant să aleg ora la care să fac fotografia la ora la care m-am născut. Mi-am sunat pe tatăl meu, îmi zicea, a, da, cândva la ora 12 și a rămas fotografia de la ora 12. În cadrul Puzzle am descoperit că contează foarte mult omul și prietenia dintre noi decât artist și fotograf. Fotograf cu artist. Ce este foarte... Eu le exprim că sunt director artistic la Le Monde Diplomatic sau scenograf sau pictor și să prezint practic distanța de la inițiator la receptor într-o altă formă decât produsul finit, pur și simplu, în sine. Implicarea în Puzzle Progress. După, vedeți pe ecran o schemă, tare așa ceva destul de complicat. Am pornit cu o fotografie pe care am printat-o la 3x4 metri, o fotografie de care sunt atașat și care m-am gândit să o împart cumva cu mai mulți prieteni, pornind de la gradele de la rudele de gradul 1, 2 până la prietenii de pe Facebook. Am vrut cumva să ajung la nivel organic cu imaginea asta, la nivel de pixel cumva, împărțind-o în 500 de bucăți, mai multe bucăți între 10, 15 și 2, până la 20 pe 30 cm. Am vrut ca fiecare bucată, nefiind inteligibilă, părând un desen abstract, cumva să ajute și să stimuleze creativitatea prietenilor de a se implica și a lăsa un semn, a scrie un text pe imaginea respectivă. Am ajuns cam la 100 de bucăți din cele 500 până acum, deci sunt în căutare de prieteni. M-am lipit oarecum de proiectul Puzzle pentru că mi-a plăcut foarte mult ideea și pentru că am un proiect al meu început în urmă cu mai bine de 2 ani, se numește Add to Address Book și acest proiect constă într-o provocare pe care am adresat-o artiștilor cu care am interacționat de-a lungul vremii, oameni pe care i-am cunoscut, care unii dintre ei sunt prieteni sau pur și simplu i-am întâlnit, le-am dat bună ziua și le-a plăcut ideea. Și anume i-am provocat să-mi picteze o lucrare de unul pe unul cu preocupări ale lor din momentul respectiv și cu acceptul fiecăruia să-mi permită să intervin plastic, bineînțeles, pe pânzele lor, astfel încât să le unesc pe toate ca într-o singură lucrare. E povestea unei sufrageriei mele de... mă rog, sufrageria mamei mele, care stă acolo de vreo 25 de ani, așa, 30, și m-a interesat destul de mult. În special bibelourile superbe și mileurile. Și ușa aceea din stânga, care a căzut în capul surorii mele, la un moment dat.
Mă rog, va fi o instalație video și sunet proiectată la dimensiuni reale pe o structură cu pânză care va avea exact dimensiune de 5 metri pe 4, nu pe 4, pe 3. Este vorba de un set de cărți de joc. De ce fac acest lucru? În primul rând este un experiment, având în vedere că întreg proiectul este un experiment și pentru mine, în particular, este un experiment. Doresc să migrez de pe tradiționala pânză, pe care lucrez încă de când a terminat sau de când mă știu ca artist, fac un timid pas spre un material alternativ, cum ar fi polistirenul. Este vorba despre față verso a unor cărți de joc. Nu doresc să ofer foarte multe explicații, poate că cu ceva mai multă atenție puteți descifra până la urmă puzzle-ul sau mai bine zis zăpăceala. Am pornit de la această idee din limba engleză, era to puzzle, adică a zăpăci. Asta puțin doresc și eu să fac un bruiaj, să zăpăcesc vizitatorul sau privitorul, mai bine zis. În proiectul Puzzle Progress, o să avem, artistic vorbind, o pânză mare, 1 pe 80, 1 pe 80 de căciulă. O să mai fie un text. Ne-am păstrat individualitatea, dar ne-am gândit că ar fi vrut să ne punem în oglindă, cum a zis și Ioana, și în felul ăsta să ne sprijinim una pe alta. Deci, eu mi-am propus pur și simplu să construiesc astea-s cuvintele cheie, să dematerializez, să dizolv toate aspectele lor fizice, preocupări, pur și simplu reprezentate plastic, pictură, pe pânze. Noi vom forma împreună un soi de puzzle, eu voi avea partea mea, jumătatea mea. Este un hibrid din toate informațiile acumulate de la copii și studiez felul în care forma părului și culoarea calopului poate să schimbe înfățișarea și până și viața părului. Așa, și pornind de aici am început să lucrez cu Iuliana, care e prietena mea și care e un om absolut minunat și mă fascinează de câte ori vine și umple salonul cu felul care rânesc cu meselia ei și facem lucrez, îi pictez pe păr, pe rog să vie aici, nu știu să o puneți acolo. Exponată. Așa. Facem diverse picturi pe păr și puzzle-ul ar fi felul în care un om împrumută ceva din mediul în care este și din locul în care este, dar în același timp și dăruiește locul. E înșornat. Sunt cel care face partea tehnică. Și apropo de partea tehnică, să trec un pic la modernism, să vă spun că am trecut pe HD cu subtitrare, fiindcă vrem să facem export de cultură și în afară, să vindem arta și în afară. Și avem și un exemplu, domnul Valer Lunadin, e aici în sală, dacă vă plac lucrării, reprezentarea și artistul, la final puteți să aplaudați. Mulțumesc. La final. Până atunci. Adrian e genul timid, le zicem. Da, mulțumesc frumos și revedem în episodul următor. Următorul episod, cum vă spuneam, îl vom organiza într-un spațiu și mai neconvențional. Îi vom spune poate One Night at the Theater și vom găsi un teatru în care ne vom strânge cu o audiență și mai largă și cu un proiect, un spectacol pe măsură, un show media performance cu intervenție. Da. Mulțumim! Puteți vorbi cu artiștii de acum. Proiectul este deschis, cum spuneam, e un puzzle și e chiar un work in progress. Așteptăm propuneri voastre.